Ce am lucrat azi, 99 de consultații, nevalidate 45, deci tot ce am muncit azi, rețete, 21 de rețete, bilete de trimite 23 și ecografii, 9 ecografii, deci n-am validat nimic. Simona Barbu este medic specialist la o policlinică din capitală. De câteva săptămâni, aproape în fiecare seară, lucrează după ce ajunge acasă. Validează rețetele și trimiterile pe care le-a eliberat la cabinet. E fer de CV-ul, trebuie să-l prind acum. Este. E ora 10. Tot ce dăm noi, în 72 de ore va trebui să fie validat și din păcate n-ai cum decât să-ți iei din timp prețios care ar trebui petrecut cu familia și să faci ce fac eu la ora asta. Se întâmplă acest lucru pentru că sistemul informatic în care se introduc cardurile de sănătate când pacienții sunt consultați nu funcționează în timpul zilei. Serverele nu fac față tuturor utilizatorilor, spun medicii. Am aici o bifă care îmi permite să verific dacă pacientul este asigurat. Stai mult ca să vezi dacă se validează. Îți spune că sistemul informatic nu este disponibil. Facem asta după ora 23 în fiecare seară, să putem trimite toate consultațiile făcute în ziua respectivă, să urcăm rețetele, să validăm toate serviciile făcute, pentru că riscăm astfel să nu ne fie plătite. CV-ul nostru nu merge de la 1 septembrie, dar în ultima perioadă a fost imposibil. Fără voie, pacienții petrec mult mai mult timp la medic decât ar fi necesar. Rețeta asta este doar pentru o lună, nu pot să vă dau pe 3 luni, pentru că nu merge sistemul informatic. Dacă v-aș da o pe 3 luni, ar trebui să o cumpărați toată odată. Vă dau doar pe o lună și pentru că nu merge sistemul și trebuie să o dau în regim offline, o să semnez că altfel nu era nevoie să cumpăr apă și pe urmă eu o să stau toată la noapte să o bag în sistem. Stăm și așteptăm. Copiii zbolnavi, sistemul nu merge, epidemia e peste noi, sunt răcite. Au dureri de burtă, au dureri de cap, vomită, febră. Și stăm aici la ușă, că nu merge sistemul. Lună de lună vin să iau rețete, că nu merge sistemul. Deci stă foarte mult să poată elibera o rețetă. Deci durează mult. Câteodată ne mai deranjează că mai avem nepoți, mai avem alte probleme și nu putem să așteptăm chiar așa mult. În luna noiembrie, Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmitea că platforma informatică nu funcționează și că încearcă să remedieze cât mai repede problema.